Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Profesorii au susținut astăzi examenul de definitivat. Dacă unii candidați au declarat că subiectele au fost abordabile pentru cineva care a învățat, alții au susținut că mai greu de atât nu se poate. 167 de profesori s-au înscris anul acesta la examenul de definitivat, care s-a desfășurat începând cu ora 10 la centrul de examen de la școala numărul 3 din Focșani. 6 dintre cadrele didactice au renunțat la examen, iar 26 s-au retras după ce au văzut subiectele. Candidații au fost grupați în clase cu cel mult 20 de cadre didactice. După modelul examenului de bacalaureat, dascălii au fost supravegheați de sisteme video pentru a se elimina orice suspiciune de fraudă. Totodată, accesul în sala de examen s-a făcut între orele 8:45 doar cu actul de identitate și cu un pix sau un stilou. Durata de desfășurare a examenului a fost de 4 ore. Pe tot parcursul desfășurării acestuia, nicio persoană, cu excepția celor autorizate, nu a avut acces în centrul de examen. Relativ ușor. La ce ați dat? La educație fizică și sport. Vă așteptați la nota la care vă trebuie? Nu știu. Să sper. A fost ceva ce v-a pus în dificultate? Doar un singur subiect. În rest... A fost ușor față de cum așteptam. Și... Aveți speranțe? Da. Am speranțe. Dacă sunt definițiile corecte, am speranțe pe care le-am dat. La ce a susținut dumneavoastră? Educație fizică. Un pic dificil. La ce ați dat? La matematică. Ce subiect v-a pus în Subiectul 3, cu învățarea. A fost pedagogic. Sperați că o să luați nota care vă trebuie? Nu știu, așa sper. Da, eu am scris la toate subiectele, acum să vedem cât o să fie considerat bun. Nu a fost destul de ușor. Cine învăța, într-adevăr, scria tot ce este acolo, numai că un subiect s-a repetat față de, de anul trecut. Da. Da, exact. Da, bine, că era de 15 puncte, chiar dacă nu-l făcea nimeni, un 8:50 tot se lua, dacă era, sau eu știu ce. La examenul de astăzi, două cadre didactice au fost eliminate deoarece au fost surprinse cu telefonul asupra lor. Profesorii nemulțumiți au posibilitatea să depună contestații imediat după afișarea rezultatelor, dar și în ziua următoare. În perioada 21-23 iulie va avea loc rezolvarea contestațiilor, iar pe 24 iulie vor fi afișate rezultatele finale. În perioada 25 iulie-10 august se va transmite tabelul nominal al candidaților admiși la examenul de definitivare în învățământ către Ministerul Educației Naționale. În baza acestuia se vor valida rezultatele prin ordin de ministru. De asemenea, în perioada 10-14 august, profesorii sunt așteptați la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea pentru a ridica adeverințele de promovare a examenului de definitivare în învățământ. Anul acesta, președintele examenului de definitivare în învățământ a fost inspectorul școlar general adjunct Lumința Balaban. Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea a încheiat procesul de contractare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pe anul 2014. Un număr de 403 de furnizori de servicii medicale au intrat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea în acest an. Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea a demarat procesul de contractare încă de la începutul lunii iunie 2014, acesta finalizându-se la data de 30 iunie. În toată această perioadă, furnizorii de servicii medicale au acordat asistență medicală asiguraților în baza unor acte adiționale încheiate cu Casa de Asigurări. Totodată, contractele pentru anul 2014 s-au încheiat pentru fiecare tip de asistență medicală. Pentru medicina primară, 147 de contracte. Asistența medicală la ambulatorii de specialitate pentru specialitățile clinice, mă refer aici la medicii specialiști. Am avut număr de acte adiționale 30 și număr de furnizori în 2013 30, avem un număr de 35 de contracte, deci cu 5 mai mult. Pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru serviciile paraclinice, furnizori de servicii medicale paraclinice, altele decât spitale, am avut 16, avem 22. Pentru asistența medicală de specialitate paraclinice, pentru că ne referim aici la tradiționale, la contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești, avem două contracte încheiate. Pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară, avem un număr de 30 de contracte încheiate. Asistența medicală de specialitate recuperare, reabilitare, la unități sanitare, ambulatorii de recuperare, două contracte. Pentru asistența medicală spitalicească avem create 8 contracte de finanțare în acest an. 4 pe îngrijiri la domiciliu. Pentru farmacii,
pentru medicamente cu și fără contribuție. Am avut 82 de farmacii, dar anul acesta am încheiat 90 de contracte, deci vom avea o creștere cu 8 farmacii în acest an. Adică 8 farmacii vor fi la dispoziția pacienților. Dispozitive medicale, am avut un număr de 61, avem 65. Numărul de total de contracte încheiate, în 2013 a fost 353, anul acesta avem 403. În ceea ce privește bugetele alocate pentru fiecare tip de asistență medicală, există o sumă de 18.274.000 pentru medicii de familie. Pentru specialitățile clinice, bugetul alocat pe anul 2014 este de 6.062 de lei, iar pentru asistența medicală de specialitate paraclinic, pentru analize de laborator, există un buget de 2,6 milioane de lei. De asemenea, furnizorii de analize care au încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea pe anul 2014 sunt toți cei din 2013, iar din punct de vedere al investigațiilor paraclinice, de radiologie și imagistică, în afară de cei 7 furnizori din județul Vrancea, Casa de Asigurări de Sănătate a mai încheiat contracte și cu 4 furnizori externi. Tipul de investigații care se pot face la București, în general, sunt RMN-ul de torace și cor și angiografie, mamografie și RMN abdominal, torace și de cor, scintigrafia osoasă și scintigrafia renală. O altă noutate constă în faptul că anul acesta asigurații vor beneficia și de servicii medicale stomatologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea. Polițiștii serviciului rutier și-au prezentat bilanțul activităților desfășurate în primele 6 luni ale acestui an. Față de perioada similară a anului trecut, în 2014, numărul accidentelor grave de circulație produse pe arterele județului a scăzut ușor. În cursul primelor 6 luni ale anului 2014, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, pe raza județului Vrancea s-au înregistrat 59 de accidente grave, cu 3 mai puține, soldate cu 14 morți, 51 de răniți grav, 18 răniți ușor și 112 accidente ușoare, soldate cu 134 de răniți ușor, cu 9 mai puține decât anul trecut. Principalele cauze de producere a acestor accidente au fost imprudența pietonilor, viteza neadaptată, dar și abaterile bicicliștilor. Cele mai multe dintre evenimentele rutiere s-au produs pe drumul național 2E85. 6 luni 2014, numărul accidentelor grave a înregistrat o ușoară scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe accidente s-au produs din vina pietonilor. Sfătuim părinții să... Sfătuim părinții să supravegheze minorii și să nu îi lase să se joace pe drumurile publice. De asemenea, părinții trebuie să facă educația rutieră copiilor și să se asigure că aceștia cunosc și respecte regulile de circulație. Cele mai multe accidente grave s-au înregistrat în zilele de sâmbătă, luni și joi, în intervalele orare 14:15-19:20. Tot mai mulți vrâncen solicită cardul european de sănătate. Documentul are beneficii specifice pentru cei care se confruntă cu o problemă de sănătate neașteptată pe durata șederilor temporare în afara țării. Documentele necesare asiguratului în vederea obținerii cardului european de sănătate sunt copia buletinului sau a cărții de identitate, dovada calității de asigurat, adeverință devenit pe ultimii 5 ani eliberată de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Vrancea, cerere de eliberare a cardului european de sănătate. Cardul european de asigurări de sănătate se eliberează în situația deplasării asiguratului pentru o ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, perioada de valabilitate a acestuia fiind de 6 luni de la data emiterii. Cardul european poate fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Acesta conferă dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Cheltuielile ocazionale de asistență medicală vor fi rambursate de Casa de Asigurări de Sănătate, emitenta a cardului, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acestea nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare. Cardul european de asigurări de sănătate nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene pentru a beneficia de tratament medical. De la începutul anului 2014, Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea a emis un număr de 244 de carduri europene de sănătate și 187 certificate de înlocuire a cardului european de sănătate.
La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține caldă, cerul va fi parțial acoperit, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 19 și 21 de grade, iar cele maxime între 26 și 28 de grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară cât mai frumoasă. La revedere!